ranchiuni și pe răzbunări, pierdem cu toți. Vorbind de răzbunări, spunea colegul dumneavoastră ceva mai devreme, Cătălin Rădulescu, contestatarea ar putea să iasă cam șifonați. Simțiți în pericol de a fi șifonat? Îmi dați voie să nu comentez ce zic ca unii și alții indivizi, n-are nicio legătură cu subiectul ăsta, individul despre care dumneavoastră mi-ați vorbit. Adică eu am terminat șef de serie la medicină la Timișoara și homosexualul ăsta la 30 de ani face bărba care vreodată și nu-i spune de mine. Nu-l fac homosexual, nu homosexual, oricum, e bisexual. Da, ca să nu-l bat, îi spune direct acum, dacă el a zis ceva de mine, ca așa mi-a spus acum colegii mei, că a zis de mine, hai să zic. Hai. Vreau să spun, dar am înțeles că domnul Negoiță să zice ceva de mine. Deci am înțeles că marele primar al sectorului 3 a făcut o declarație la venirea lui în comitetul executiv față de persoana mea. Și pentru ca să clarificăm o dată treaba asta, vreau să îi transmit pe intermediul vostru că dacă eu am terminat șef de serie la Facultatea de Medicină înainte de 89 și el a făcut bacalaureatul la 30 de ani, pentru că înainte puneam o chetă pe jos, pe unde punea el o chetă, să spună televiziunilor și în general oamenilor câți procurori DNA mănâncă la el acolo la Ring Grand Hotel și să spună de dosarul de 20 de milioane de euro evaziune fiscală pe care a făcut-o el și cu companiile lui. Și el e ăla emancipatul, nu vreau să-i mai spun cine, și noi ticăloșii creăm această stare să meargă oamenii în piață și el vrea să meargă să facă meeting și să strige cum strigă oamenii acolo, nu știți voi ce PSD și așa mai departe. Și atunci o să-i dăm ocazia acestui băiețaș, da? Să meargă acolo în calitate de independent ca să nu mai poată să mai comenteze dacă nu vreau să numim. Asta a fost declarația care am spus. Ia să mă răcuresc un pic. Păi și prostul am înțeles când a venit. Așa și v-a zis că nu, că de față de declarațiile mele de firea, el nu vrea să comenteze, că eu sunt un nimeni pentru el. Nu am dat eu ocazia să spun. Păi el are, la 30 de ani a făcut aloapa căloreat, nu facultate. Eu nu știu dacă are facultate, vă știți care are facultate? Nu știu, probabil la 50 de ani a făcut facultate. Da.